Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutura, a anunțat că are alte vești bune de la Ministerul Dezvoltării pentru județul Suceava. Flutura a declarat că după discuțiile și analiza de săptămâna trecută, în timpul vizitei Ministrului Dezvoltării, Ceche Otila, în județul Suceava intră la finanțare noi proiecte importante pentru județ. Gheorghe Flutur a precizat că ministrul dezvoltării a semnat ordinul pentru un proiect de numai puțin de 11,6 milioane de lei pentru Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Șeful administrației județene a menționat că un alt proiect care va fi finanțat este pentru modernizarea infrastructurii de drumuri locale din orașul Liteni. Gheorghe Flutur a precizat că în perioada următoare vor urma să intre la finanțare și alte obiective de investiții din județ. În timpul vizitei în județ, ministrul dezvoltării a anunțat că județul Suceava este pe primul loc la nivel național la proiecte finanțate prin ministerul pe care îl conduce.